tatăl tău, ce l-ai sfătui să facă de 8 martie? L-aș sfătui să îi mai zică încă o dată mami că o iubește. Mă gândesc. O felicitare, fiindcă eu, mamei, am făcut un desen cu toată familia noastră și cu niște inimioare și cu A, fiindcă era de Sfântul Andrei și s-a bucurat foarte tare, i-a plăcut de acel desen. Era toată familia. Foarte frumos. Și tatăl tău ce ar trebui să facă? O ajute la treabă de 8 martie și să îi facă treaba ei bine cum ar trebui. Și ea să stea de 8 martie. Să stăm cu toți acasă. Frumos! Ți-ar plăcea să stai mai mult cu părinții tăi? Păi da. Cele mai importante cadouri sunt când desenești ceva din toată inima și celălalt cadou important este prin sentimentul de iubire și prin vorbele de iubire. Mm.